Ia bag eu cântare, dar de aia frumoasă, mai specială. Am mă, că când ce o melodie frumoasă, da? Pentru el așa. Da. Ia mă, că... Naturile praf și nu șefă, Doamne, ferestra nu șe... Naturile praf și nu șefă, Doamne, ferestra nu șe... Să ia pe pușcărie, să iasă toată lumea... Auzi să ia foc și cabinetul unde stă locotenentul. Să iasă fanela mea. Yo! Hai că ai o vizită. Eu o vizită. Haide mă, ce faci? Nu te cheamă Chișcan sau cum? Ba da, dar ce vizită? Păi hai, treci, hai că n-am timp de tine. Hai, mișcă-te odată. Știi cine mă caută? Nu știu, o vedem Salut. Să trăiți. Știi cine mă caută? Da, mă, te caută, frate. Nu știu cum apoi încă. Salut. Ce stai, mă, așa? Să mă vezi? Păi nu vreau peste două săptămâni acasă. Bala. Păi și atunci. A venit mama acasă. Cum să vină mama acasă? A venit. Dacă îți spun că a venit, a venit. A fost în Italia. Vreau să mă ia cu ea în Italia. Și tu ce ești? Las că vreau să vorbesc cu tine. Dar tu ce vrei? Zi-mă tu ce vrei. Chișcan, gata vizita. Păi cum să fie gata dacă abia am început? Gata vizita, s-a terminat. Păi n-are cum să se termine. Ești mi-a dat afară și mai comentă. Ești programat la cabinet. Ce cabinet? Dacă am 15 minute după regulament la vizită, mă iei la cabinet? Mai ai 2 minute. Tu cu ce ai venit, mă, până aici?
Cu maxi taxi. Care maxi taxi? La ora asta. Te duci acasă? Stai liniștit. Că în 15 zile mai e revir și vine acasă, nu? Da. Și rezolv. Mama trebuie să plece într-o săptămână. Azi că vrea să vorbească cu tine până te eliberezi. Lasă-mă să nu mai vorbească, că vine 15 zile și da? Da. Domnul major, poți să mă duci până la toaletă, vă rog frumos? Că nu mai pot. Ce vrei, mă? Vreau să mă până la toaletă, că nu mai pot. Vii în 5 minute. În 2 minute o să stai aici. Ce zici, mă, că n-ai la gând? Bă, nu sunt! Ce faci, mă, Lipo? Ce faci, mă, Lipo, stezi?
Janel. Aici. A Ioane Claudion. Aici. Patron Eliviu. Aici. Apostol Florinel. Aici. Bădescu Ionel Cristian. Aici. Bănescu Petrișor. Aici. Catargă Dumitru. Aici. Elefterie Daniel. Aici. În data de 12 aprilie 2009, ora 16:43, am răspuns comenzii din foișorul de supraveghere și am executat reținerea deținutului Chișcan Silviu. Deținutul Chișcan Silviu s-a deplasat în afara spațiului de deținere, a ajuns în spațiul de supraveghere, nu a răspuns somației și a opus rezistență la reținere. Ce părere? Patru ani cât ai stat în pușcărie, ai fost beat cu minte. Îți place la carceră? Nu-mi place. Păi și atunci ce ai căutat acolo, mă? Hm? Fii atent aici. Îmi spui acum ce-ai căutat acolo. Hai. Bagă. Dacă nu mai ai 2 ani de pușcărie ca popa. Vreau să văd cine l-a dus pe fratele meu la vizită. Și cine l-a dus? O femeie. Și cine era femeia? Maică. Și? Și vrea să le ia cu ea în Italia. Ce vrea să facă? Vrea să le ia în Italia cu ea. Pe frate. Păi și ce? Foarte bine. Tu nu vrei să-l ia? Nu. Hai, mă, fii serios, mă. Nu o zile cât mai stai aici.
să nu mai greșești o virgulă. Ai auzit? Am înțeles, domn director. Ți-a dat drumul, mă? Da, mă, iertat. Bă, am și nevoie să dau și un telefon urgent. Păi te apusește să dai sifonele. Nu, mă, cum să mă fac? Dă-i, mă, drumul, pula mea. Bă, să moară familia mea dacă te mint. Bă, 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 bă. Cum să mă pun? Am și să dau nevoie de un telefon urgent. Când, mă? Acum. Bă, blondule! Ce faci, ți-a dat drum? Da, m-a iertat de rând. Ai relație? Vreau să dea și el un telefon. Bă, mă, știi să-i pune de blanciu? Cui vrei să dea telefon? Frate. Când eu scoate azi la muncă? E la duș mai azi? Trei pachete, mă. Bă, 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 stai așa. Eu aș fi să mor dacă te mint, dacă am vreo țigară pe mine. Dar îți dau când ies afară, să trimit. Păi și nu știu cum le trimiți. Bun, da, am dat eu până acum la cineva fraierea? Ți-a pe la cineva, am dat eu? Vine, mă, 7 pachete atunci. Limita-te de înainte, de puține minte.
oprește muzica! Apostol Florinel! Chișcan Silviu! Prălițeanu Steluș! Bănescu Petrișor! Cum e de la interviu? Salut, eu sunt Ana. Silviu. Sunt în practică în penitenciar pentru o săptămână și o să faci chestionarul ăsta cu mine. Uite, propozițiile astea trebuie completate. Tu scrii ce urmează. Da, deci trebuie să le completezi, nu? Exact. După ce le completăm, ce facem? Facem un interviu. Și după aia o să venim la tine acasă peste o săptămână după ce te eliberezi, dacă ești de acord. Da. Bun. Vrei să știi ce îmi place mie cel mai mult? Cum adică? Păi uite, scrie aici. Cel mai mult îmi place să... Ah, da, tu trebuie să completezi. Să scrii. Nu, eu nu vreau să completezi, eu vreau să mă întreb tu. Păi, de ce să te întreb eu dacă trebuie să scrii? Păi mie nu-mi place să scriu. Îmi place să mă întreb tu. Bine. Vrei să știi? Da. Păi întreabă-mă atunci. Ce-ți place ție cel mai mult? Mie îmi place să mănânc cel mai mult pizza. Ți-ți place pizza? Eu am venit de aici numai să te ajut să completezi formularele astea. Și nu mai putem vorbi acum. Nu putem vorbi? Nu. De ce? Mai ai nelămuriri? De ce nu putem vorbi? Pentru că nu putem. Am venit să te ajut. Sunt în practică. Bine. Mai completez, nu? Da. Și după ce completezi, ce fac? După aceea e interviul, la întâlnirea următoare. Meu, protetor,
Salut. Ce faci? Mama e acolo? Dă-mi și mie. Muzică, vrei să mă vezi? Mâine să fac vizite, dacă vrei să vii. Alineați fața la mine! Domnișoară? Domnișoară? Aho, de ce mă ignori? Salut! Bună! Poți să spun ceva? Zi! Ești foarte frumos. Da. Mersi. N-ai pentru ce-i complimentul meu. Ce număr a fost? Tu n-ai văzut că a fost 3? Nu, 2 a fost. Cum să fie 2? 2 a fost, mă. Băi, soare, a fost 3, mă, frate. Nu, pentru bulangiu ăsta e ce număr vrea pula mea. De ce mă faci, mă, bulangiu? Mă, dă-te, dragă. Ce până vrei să dai? Ia mâna pe mine. Ha? Ia mâna pe mine, am zis, ia mâna pe mine. Hai, mă, dă-i. Dă-mă, frere, hai. Ți-e frică? Ți-e frică, mă? Hai, dă-mă. Dă-i. Lovește sau ți-e frică că nu mai te eliberezi? Ha?
Ți-e frică când te mai eliberezi, nu? Nu, mă? Nu-i așa? A? Ți-e frică când te mai eliberezi, nu? Zi, mă, ți-e frică? A? Zi, mă, ți-e frică când te mai eliberezi? Hm? Ia zi. Zi, mă, zi, mă. Dă-i, mă, și tu una. A? Ce să dăm ăsta? Fii atent, dacă cum și până te eliberezi, tu nu mai miști în fața mea, înțeles? Dacă mai miști, îți bag pula în gură aici, în mijlocul dormitorului și ție și lumotul tău. Ai înțeles? Ai înțeles, mă? Bă, ai înțeles? Bă, cu tine vorbesc, ai înțeles? Cât te dracu de aici. Stai sclavul meu, mă. Asta. Care vrei scuipații. Da. Scuipații, mă. A, nu faci. Știi ce fac, Bacniz, de aici? O să merg și o să mă însor cu fata aia, studenta aia cu buzele frumoase. O să le dau la servici. O să ne futem, frate, acolo mașina. O să ne futem. O să ne futem. Și iar o să ne futem. O să ne futem, o să ne futem până să ne sară sângele pe nas. Ce faci, mă? Ursule! Hai repede că a fugit ăsta, mă! Ursule! Ai futut Grijan, ia, mă! Sărmă. Ce faci? Bine. Nu stai jos. Doamne, ce mare te-ai făcut. Uite, ți-am adus niște țigări ca să mă arăți ca nevoie. Nu știu. Tu ce mai faci?
Bine. Când te-ai întors? Acum câteva zile, dar nu stau mult. O să plec voi mâine, că încep munca. Of, mamă. Ce lucrezi? La un hotel, la recepție acolo. Uite de ce te-am chemat eu pe tine. Să te rog frumos să nu... să nu iei pe Marius cu tine acolo. Că nu e de muncă și mai bine să stai aici, că trebuie să-și termine școala, să... are fotbal. Să nu iei tu să-l trambălesc cum ai trambălat pe mine. Uite care e situația. Eu... mi-am făcut acolo cât de cât mi-am rezolvat lucrurile, știi? Și de-aia vreau să-l iau și după ce ești, poți să vii și tu la mine. Nu o să vin niciodată la tine. De ce să nu vii la mine? Hm? Trebuie să mă enervezi? Dar de ce vorbești așa cu mine? Cum vorbesc? Așa. 8 ani de zile nu... Uite, am vorbit și cu taxul la spital. Cez că îmi dă semnătura și că o să-l trec la vamă să fac toate actele. Mm, tu nu se vede niciodată pe ăsta cu tine, înțeleg? Mm? Înțelegi că tu nu o să-l iei pe ăsta, fiindcă eu l-am crescut? 8 ani de zile tu n-ai știut nimic de noi și tu acum vii și îl iei acum. Te simți singură. Îl vezi mare și îl iei, nu? Trebuie să-l crești ca să-l ai. Auzi, tu de ce vorbești așa cu mine? Cum vorbesc cu tine? Eu-s maică ta. Și-a ta și-a lui. Ce ești tu, mă? Mai zi o dată, ce ești tu? Tu n-ai fost niciodată, n-ai fost tu mamă pentru mine. Când eram acolo și m-ai trimis acasă, eu te încurcam pe tine, înțelegi? Acum vei și vrei familie. Te simți singură sau ce? De-aia venim. Auzi, vezi că nu e chiar așa, nu mai vorbi. E singură, singură, singură. N-are pe nimeni, de-aia venit aici. Zi, așa sau nu așa? Zi. Vezi că nu e chiar așa cum vorbești tu prost. Nu e chiar așa cum zic eu? Dar cum e? Nu mai luat-o în Italia pe mine. Ți-ai găsit unul acolo și m-ai trimis acasă ca pe un pachet? Hm? Zi că nu așa, zi. Nu zicea? Și mai luat odată, iar ți-ai găsit unul pe acolo, iar m-ai trimis acasă, tot cap un căcat, cap un gunoi. Hă? Asta vrei să faci cu ăsta? Să-i distrugi viitorul ăsta, cum i-ai distrugi și mie. Hă? Asta o să faci. Asta ai făcut și cu mine. Fiindcă asta ești, mă, o curvă. O curvă ești tu. Asta e, mă, ta, mă, o curvă. Bă, pușcăriașule, mă. Tu nu vorbi așa cu mine, înțeles? Vă rog. Nu m-ai chemat tu pe mine să vorbești așa cu mine. Mă, de ce te-ai cu mine? Mă! Știi de ce dau în tine, mă? Că-s mătă. De-aia dau. Bă, mai ne dau! Bă, nu mai dat bine de morții, mă, adică m-ai nenorocit, înțelegi? Bă, nenorocit! Stai jos. Umblam ca nebun pe străzi, înțelegi? Ca nebun umblam pe străzi, că nu știam să fac. Și acum vei tu și dai minutul după 8 ani de zile? Zi! Și vrei să-l iei pe ăsta? Pe ăsta nu-l iei nicăieri, mă, că-s sub capul, înțelegi? Stai-și, mă, în gură, mă, stai-și în gură! Stai-și în gură! Nu mai dă, mă! Ia mă, mâna pe mine! Bă, pușcăriașule, mă. Ia mâna pe mine! Stai jos, stai jos. De ce dau, mă? De ce cine, vorbești, mă, așa? Sunt mătă, mă! Ai înțeles? Degeaba urli tu și faci așa. Vin acasă și dacă pleci de acasă, vă calc în picioare pe toți. Vă omor, ai înțeles? Dacă vin acasă și nu te găsesc, vă calc în picioare. Mă, mai țipă la el! Taci! Taci, că te omor, fătus morții, mă! Că m-ai nenorocit!
Vă interes? Da. Să nu pleci de acasă, mă interes? Domn major, să trăiți. Domn major, l-ați văzut pe domn director? E la dormitoare. Băi, l-ați văzut pe domn director? Băi, l-ați văzut pe domn director? De unde trebuie să-l văd pe directorul tău? Băi, l-ați văzut, mă? L-ați văzut pe domn director? Dar de ce vrei să dai spune el? Nu, nu, zic dacă l-ați văzut sau nu. Ce lucru? Vă am întrebat că el zi l-a zis sau nu? Sifon. Domn director, am și o mare rugăminte la noastră. Ce e, Chișcare? Ce faci? Știți, eu mă eliberez acum pe 17 și v-aș ruga dacă puteți să-mi dați și mie o... O ce? O zi până acasă. Să mă duc până acasă o zi, măcar. Cu mașină. Puteți? E cum să-ți dau o permisie cu 5 zile înainte de eliberare? Odată intrat în comisie, nu se mai dă permisie. Unde vrei să mergi? Acasă. Păi nu te duci, mă, acasă după ce te eliberezi? Da, da, domn director, dar e urgent. Haideți, domn director, vă rog eu frumos. Lasă-mă, Chișcare, mai rabdă și tu puțin. Domn director, vă rog eu frumos, dați-mi și mie o permisie, vă rog eu mult. Chișcane, ți-am dat nas și mi te-ai suit în cap. Domn director, vă rog eu mult.
ce e, mă? Păi vină, le-am și eu nevoie să dau și un telefon. Dă-i, mă, drumul de aici. Vină-le. Păi vină-le, bă. Dă-i și mie să dau și un telefon, trăiți-ar ție, bă. Dar te rog eu frumos. Bă, dă-i, mă, le cheile drumul. Finule. Dă-mi și mie trăiți-ar ție, familia, dă-mi și mie carte, te rog eu frumos. Bă, vreau să-ți scurt tot dormitorul, mă, să-i căcăm în gura ta de bunanciule checărești. Dă-i drumul, în pula mea, de aici, lasă-mă să dorm. Nu se dă drumul spre apă, dracu, de aici. Ce găzuiți? Mi-a zis Finu că ai fost aseară la el și l-ai trezit din somn, nu? Să dai telefon. Da. De ce? Avem nevoie. Dar ce reprezinți tu? Da. Tu ești un bulangiu? La ce te-ai dus la el ca să dai telefon? Da? Faci 10, înțeles? Și dacă nu mi-l dai azi, ai de-a face cu mine azi, a? Ai auzit? Da. Băi, vede că nu-ți mai repede două. Ai auzit, da? Ha. Hai, vrei ce faci. În câteva zile și aș vrea să-mi povestești cu cuvintele tale ce ai de gând să faci după ce ieși. Să mă la frate. Ai un frate? Da. Mai mare, mai mic? Mai mic. Vrei o țigară? Mulți. Părinții tăi unde sunt? Tata în spital. E bolnav sau de ce? Nu știu. Dar ce vrei de la mine? M-am uitat pe chestionarul pe care l-ai completat și vreau să zic că e foarte bine. Scrii foarte mișto. Mi-a zis și tu-i tot. Gata, am pus deoparte.
Gata. Am terminat cu chestionarul. Nu vreau să mă citesc în mine. E, libertatea ta să nu particip la interviu. Dacă tot ai acceptat și ai scris testele astea... Stai mai jos. Nu te mai eliberezi, mă. Ieșiți-mă afară! Ieșiți-mă afară! Nu mă ieșiți afară! Ieșiți-mă afară! Ieșiți-mă afară! Ieși afară. Ieși-ți mă afară. Ieși-ți mă afară. Ieși afară. Nu mai ieși afară. Stai aici. Ieși afară. Londra, ieși afară. Londra, ieși afară, mi-s. Londra, ieși afară. Londra, ieși afară, pula mea. Ieși afară, ieși. Ce frică? Hă? Ce frică, nu? Dacă stai cu minte, promit că nu s-o anime.
Dacă te agiți, te omor. Ai înțeles? Ai înțeles? Da. Silviule! Vreau să o chem pe mama acum aici, într-o oră să fie aici, ai înțeles? Ce faci, mă, Silviule? Ăsta e numărul frate, mi sună acolo și o să-ți răspundă ea, ai înțeles? Du-te și bagă băieții pe cameră, hai! Silviule, te rog eu, nu fă prostii, că ne descurcăm noi, ai auzit? Mă, tu ai auzit să o chem? Chemă-mi pula mea odată! O chemă? N-ai auzit? N-ai înțeles că o chem? Dacă văd picior de mascat aici, îi bag ăsta în gât! Nu chemă niciun mascat, fii liniștit! Ia ciobul de la gâtul fetei! Bă, ia ciobul! Toți ăștia la perete! Acum! La perete. Bă, îmi bag pula în voi și în toată poliția voastră de căcat! Ce-o?
Silviule! Am vorbit cu maică ta. Într-o oră ei ți-ai cuvântul meu. Cuvânt. Foarte bine. Ce face gardianul? Dacă îi dai drumul fetei acum, se poate rezolva. Spune-mi că ai fost provocat. Ai cuvântul meu de onoare. Băi, ai cuvântul meu de onoare, ai auzit? Silviule! Vrei să facem interviu? Nu. Hai să-l facem. Chișcan Silviu, 18 ani, Brăila. Ai fost vreodată în Brăila? Nu. Păcat. Dacă veneai, poate ne cunoșteam și ieșeam și noi la o cafea. Vrei să ieșim la o cafea? Vrei să mergem la o cafea? Da. Ai prieten? Da. Și da. Doar mergem la o cafea, nu facem nimic. Vrei să mergem? Vrei să mergem la o cafea? Da. Știi că se înregistrează totul, nu? Da. Acum nu se mai înregistrează. Adu ceva să-l șterg.
Pleacă-mă după iarbă! Pleacă-mă mai încolo! Pleacă-mă după iarbă! Silviule! A venit maică-ta! Silviule! Silviule! Să intre în untru. Lasă-ne să scoatem omul ăla de acolo. Mai întâi intră maică mea. Ai vrut să o aducem pe maică, t-am adus-o. Acum lasă-ne să-l scoatem pe omul ăla de acolo. Băi, nu tu pui condiții aici! Să intre ea! Și după aia! Duceți-vă, domnule. Să vină niște deținuți să ia pe ăștia de aici. Tot ce am zis. Mă aduceți încă doi să le apă ăsta. Vreau să-mi jur acum că nu o să-l iei pe Marius în Italia cu tine. Dacă nu juri, mă omor și eu. Jur acum. Jură. Jură.
Jură? Nu-l iau. Jură pe ochii tăi că nu-l iau acolo. Am zis că nu-l iau, nu-l iau. Jură pe mormântul măta și să te usuși ca ea. Jură, el în fi în gât. Jur, am zis. Jur. Jur pe mormântul lui mama și... Să te usuși ca ea. Și să mă usuc ca ea. Că nu-l iau pe Marius în Italia. Ce o să faci? Zici ce o să faci. Zici ce o să faci. Zi. Îl las acasă. Unde acasă? Aici acasă. Și tu ce o să faci? Zici ce o să faci. Nu știu, mamă. O să stai aici să ne înrocești? Nu știu, mamă, nu mai știu. Nu mai știu ce să fac. Vreau să-l aduci pe buciumaș de la carceră, să tragi mașina aici, să deschizi porțile. Vreau să scot pe fata asta la o cafea. Ai auzit? Bă, tu îți bagi joc de mine? Hă? Promit că dacă faci ce zic, nu-i fac nimic. Bă, cum crezi că o să pleci așa? Ai vrut să o aduc pe măta, am adus-o. Acum gata. Bă, e gata când zic eu că e gata, m-ai înțeles? Dacă nu faci ce zic, iau gutul că l-a părut pe aia nu iau și-o, înțeles? Mergem să bem o cafea, doar atât. Promit că nu-i fac nimic. Coate cătușile. Acum îl ții acolo până aduci mașina. Zic să iasă din mașină și să lase motorul pornit. Dar tu ce vrei să faci? Vreau să scot pe Ana la o cafea. Acum scoate-l pe ăsta din mașină. Să lase motorul pornit.
Să vină încoa. Să vină ursul încoa. Bă, ține ciobul ăsta. Dacă mișcă, îi bagi în gât, da? Ai văzut frumoasă. Mersi. Nu-i cafe? Nu. Îți place? Nu, e foarte bună.
Dacă vine chelnerița, îi mai cer o cafea pentru mine, da? Da. La o masă, mai retrasă, stă o fetiță frumoasă. Nici nu bea, nici nu mănâncă, numai la mine se uită. La o masă, mai retrasă, stă o fetiță frumoasă. Nici nu bea, nici nu mănâncă, numai la mine se uită. Iubita mea de mai înainte, mereu te voi ține minte. Vă plânge și vă regăta, că nu mai ești iubita mea. Iubita mea de mai înainte, mereu eu te voi ține minte. Vă plânge și vă regăta, că nu mai ești iubita mea. Parcă nici nu mă privește, însă eu o cunosc bine, că se gândește la mine. Nu râde, nici nu zâmbește, parcă
bine, că se gândește la mine, iubita mea de mai înainte. Mereu eu te voi ține minte, vei plânge și vei regăta, că nu mai ești iubita mea, iubita mea de mai înainte. Mereu eu te voi ține minte, vei plânge și vei regăta, că nu mai ești iubita mea.